nu pot. Reproduc dacă trebuie. Dacă trebuie reproduc. Dar ce e urât? Cum să mai reproduc? Am zis că ai dat. Nu, cum să reproduc? Ah, ok. Argumentează. Care este motivul pentru care ai făcut această remarcă? Doamna Cristina, am spus doar realitatea. Am mințit cu ceva? Nu vorbește prost. N-am mințit cu absolut nimic. Așa? Păi după merit. Păi cu ce te-au deranjat, măi? Aoleu. Hai el ca el. Da, ea? Dar nu ea. Păi, vorbeam de el. Vorbeam de el, domnișoara Cristina. Cum el mă atacă prin Alexandra, scuzați-mă pe mine. Eu nu sunt relație. Uite, foarte bine punctat. Ei nu au o relație. Da, dar totul le deranjează. Noi suntem colegi și prieteni, asta e partea a doua. Ieri, domnișoara Cristina, Comâniș și Marian sunt ca Timon și Pumba, unul pentru altul. Da, de să nu vorbim. Bă, cred că ai vrea să ai așa o apropiere și să vă apărați unul pe altul, cum apăr eu pe Mariana, cu Mariana. Ai vrea să ai și tu așa ceva. Singură, las-mă. Bă, ne apărăm sau ne dăm drept. Nu ești în stare să te aperi pe tine, mă, ce să aperi? Nu, domnișoara Cristina, da. După ce că stau și văd că în fiecare zi vin și vorbesc aceleași chestii despre o persoană, te legi doar de aspectul fizic al unei persoane, păi până când? Până când? Ok, am înțeles, dar... Nu-și face operații. Care este problema? Nu suntem perfecți nici unii dintre noi. Asta clar. De ce trebuie să stăm în fiecare zi să spunem aceleași chestii? Chiar îmi amintesc zilele trecute, îi spunea George lui Codruț că a învățat de la profesor și că a ajuns elevul să-și depășească profesor. Domnișoara Cristina se referea la Marinescu. Merită. Bine! Bă, Mariana, ce ai? Cum te lovește așa, Mariana? Nu, domnișoara Cristina! M-a plesnit și pe mine, violentă! A, cu comăniști, pe violentă v-ați dat, v-ați dat pe violentă! Domnișoara Cristina, eu vorbeam aici că nu suntem perfecți nici unii dintre noi și Romeo se trezește și vorbește și... Vorbește doar pentru tine. Da, eu mă simt perfect, domnișoara Cristina. Poate el se crede sau se simte perfect. Lasă-te, mă, și te-a dat. Dăm peste față, că acolo îmi place. Popăl! Dăm peste față. Popăl, popăl, că așa zicea Comăniș că te-ar vedea într-o relație cu el peste ceva timp. La mulți ani, la mulți ani. Pe gură, pe gură. Să mă ferească Dumnezeu, mă uit pe unii. Eu așa-l mai alin câteodată copul. Auzi, știi ce mulțumesc eu universului? Că fata asta, Andreea, e liniștită tare. Că dacă era Alexandra și te duceai spre Codruț, așa, uite-mă cum alergam cu rochia, care mai declar. Da, ea, domnișoara Cristina, ea m-a întrebat să-i dea ea una sau vin eu. I-am dat eu. I-a dat și ea. Așa ai întrebat? Da. M-a lăudat eu, m-a lăudat eu, domnișoara Cristina. Mai laud. Azi că venim ușoara Cristina, păi Mariana a zis că așa mai alintă ea câteodată. Înseamnă că pe mine mă place cel mai mult că balovită. Și de două ori balovit, adică... Bine, păi, doamne! Adevărat, ai zis bine, bravo! Doamne! Bezele, doamne! Doamne, bezele, Mariana, Cristina, mi-a luat cu tot ureche, înțeleg, nu mi-a auzit cu ureche asta. Îți trimit bezele. Te pup. Domnișoara Cristina, a fost în aeroport. Mi-a luat cu tot cu ureche. Mariana, așa, fiind cu mine, s-a pierdut, bine, nu mai știa pe unde este. Că unde suntem? Ne-a pierdut. Hai să ne băgăm aici. Uitați la ce vrăjeală are. Domnișoara Cristina, în aeroport, nu știu, la un moment dat eram cu Alex, George și Cristian și Mădălina. Și săptămâna trecută la Favorist, tot pe lângă Alex, stăteai în continuu. Mi-amintesc eu. Hai că iar începe. Hai că iar începe. Eu am ajuns la o conclusie. Alex, iar are poarta deschisă, viața mea, dă-i tare. Joacă la mai multe capete, de aia nu-mi place. Când am plecat în România, în aeroport, înainte să... Asta a ieșit. La început am stat în... Băieți, Comănici, Cristi... Alex, George. La sfârșit, nu știu de unde, a apărut Romeo lângă mine. Opa! Și s-a plimbat după mine în continuu. Eu îi spuneam că trebuie să mergem în partea asta. Nu, el a vrut să coborăm în jos. Și de ce, mi-a spus? Hai să mergem în lift amândoi. Deci, în aeroport vă țineați de mână, ba chiar mai mult v-a scăpat. Opa! Nu! Da, 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 asumă-ți! Cele mai votate trei fete în această săptămână sunt... la topul în cazul băieții. Deci, în aeroport vă țineați de mână, ba chiar mai mult v-a scăpat. Opa! Da, 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 asumă-ți! Mai, mai, da!
Și te uitai după mine, te uitai după mine când era cu Andrada. Nu, am făcut un story în care aveam măștile la gură și ne-am pupat cu masca, dar nici de cum, serios, nu m-a atins pe buze. Ne-am pupat cu masca, dar mult, așa. A recunoscut și Alexandru că la întoarcere a stat lângă mine și ne-am uitat la un film. Acum înțeleg de ce o făceai cu toate felurile, perverse și așa mai departe, pentru că ți-a dat speranțe false. Nu, nu e adevărat, doar coarte. Frustrare, Romeo, frustrare se numește asta, nu Romeo. Eu m-am supărat la întoarcere, efectiv, pentru că a venit aici și nu m-a salutat, domnul Șagăs. Cred. No. Adică afară... Data viitoare, de câte ori vin, îmi scriu pe o plancardă Romeo și o să vin și o să îi pun în față. Domnșoara Cristina, eu eram atât de lucid. Domnșoara Cristina, eu recunosc că am băut și eu, dar eram atât de lucid în aeroport încât am auzit-o pe Mariana râzând de comănici în spate, cum se împiedică și cum era el. Da, am văzut ce înfiasmați. Domnișoara Cristina, pe ales, chiar că mănânc televizor. Te rog, mai jos. Opa! E pe sub piele băiatul. Băi, Giovanni, apă. Ești boschetar? Domnișoara Cristina, în primul rând. În primul rând. Nu mai jigni. Domnișoara Cristina, acesta a fost un moment comic. Marca Giovanni Becali, să se înțeleagă. Nu este o ieșire nervoasă, că n-are cum să mă enerveze mustață pe mine. Eu spun atât. În momentul în care eu am venit în avion, aia și cu Andrei erau lângă mine. Mariana nici măcar nu era cu noi. S-a dus să se culce lângă și Alexandru nu era în avion. Comănici, eu zic... Am filmare cu tine când de ei... Băiatul meu, am filmare! Aoleu, potoliți-vă, că dacă vă povestesc eu cum stăteam la 8 dimineața pe locul meu în avion și mă trezesc cu Andrada lângă mine și cu sacoșa în brațe, care mă întreba, unde să cazi, unde să cazi? Doamna Cristina, mă duc după cazi. Te împiedecai și erai... Domnișoara Cristina! Bine, ați vorbit peste mine, nu vă mai ascult. Alexandru, vezi că micii exagerez, pentru că nu s-a împiedecat nimeni, nu s-a împiedecat nimeni. Domnișoara Cristina, ai spus! Mergea ca un împiedicat. Nu este adevărat. Doamne, nici nu-mi vine să cred ce discuții purtați. Cum e treaba cu brăduțul și piticul de grădin? Domnișoara Cristina, acum realizez, am vrut să o spun și mai devreme. Nu, cadru, eram, cadru. Nu eram lăsat de colegii piticul mei. Piticul și cu brăduțul acum. Mă, dar... Știm. A venit Lucian în casă. Adriana a fost în stare de latență. Păcazii. Vorbesc piticii puțin, am primit o întrebare, te rog frumos, lasă-mă gata, să vorbesc, un minut după aia vorbești. Sorry. Deci, sorry. A fost în stare de latență 7 luni, Adriana, pardon. Domnișoara Cristina. Era vorba de fotosinteză, eu cred, nu stare de latență, dar a venit piticul de grădină. Pune-l lângă față. Omul s-a pus pe treabă, repede. Nu te apropia de el cu niciun obiect. Nu mă apropie, Domnișoara Cristina. De ce vii aici? Ia uitați ce frumos. Băi, fapt, ăsta e mai frumos, e puțin urechiat. Dar seamănă cu el. Nu e adevărat, seamănă cu tine. Care capul mare ăla. Și urechiatul. Cum te amare? Păi nu, are urechiatul. A venit piticul de grădină. Mustăcioară, stai că te iau și pe tine imediat. Deci, piticul de grădină s-a pus pe treabă, a luat o vază cu apă și a vărsat acolo la brăduleț. Acum vedem că a răsărit brădulețul ăsta. Înțelegeți? Adriana este mai activă ca niciodată. Felicitări! Mersi, piticule! Ai pus-o pe treabă! Te iei doar de înălțime și că vezi, Doamne, sunt slab. Altceva? Dar tu mai lemurești nici pe noi cu altceva, că mai plictisim. Eu n-am spus niciodată că ești slab. În al doilea rând. M-ai făcut scobitoare, prietene. Mariana, scuză-mă pe mine. Ce tu ai spus? Faci o confuzie. Așa, hai zi. Mariana, nu e. Ia mence, eu nu am nimic cu el. Cine seama, domnișoara Cristina, ia uitați. În al doilea rând. O jignește pe diatel. Eu n-am vorbit, dar n-am nicio relație cu el, voi ce nu înțelege. Ei, Mariana, te rog, atenție la limbaj. Dar domnișoara Cristina, hai că nu-și dorește, el nu-și dorește. E treaba mea ce fac, vorbesc. Păi, dar nu mai spune atunci relație. Te rog, Maria, atenție la limbaj. E prieten cu mine. Care-i problema? Zi-mă, domnișoara Cristina, Lucian a început cu atacurile la aspectul fizic. Ai urechile alea, nu știu cum. Eu te-am luat? Când o dată am jignit eu înainte să mă jignești tu pe mine? Ba da, ai vorbit de urechi. Eu am venit și am vorbit de capacitatea ta de a vorbi cu mine niște subiecte. Tu te-ai atacat foarte tare și ai început să te iei de aspectul meu fizic. Nu! Ba da! Nu! Ba da, în momentul ăla te vede pe urechi! Hai să spun un lucru, ia lasă-mă puțin. Alex, când am intrat în casă, după ce s-a întâmplat, ți-am zis, cum mănânci, te rog și eu frumos, lasă-mă că sunt și eu nervos și nu știu. Ai început să mă ataci? Bă, omule, trebuia să... Băi, te-am rugat frumos! Fii atent. În momentul în care ai venit aici, cu nasul pe sus,
cu arfele alea, că urechile alea, că nasul. Ei, de ce schimbi subiectul? Răspunde la întrebare. Răspunde la întrebare. Lasă-mă să-ți răspund. Subiectul cum vrei tu. Nu, răspuns la întrebare. În momentul în care ai făcut lucrurile alea, trebuia să-ți asumi că ai intrat în barcă cu mine. Și dacă intri în barcă cu mine, arunc apă pe tine, ca să nu se spune. Lasă că arunc eu apă fiertă pe tine. Păi tu ești necat de mult, nu știu cum să spun. Păi eram metaforic eu. Eram metaforic. Așa. Tu? Și apă fiartă, nu, nici la televizor nu-l putem pune. Aveți dreptate, sunteți voi frumoși, dar până una alta suntem în același loc. Și ce? Pe tine. Păi da, dacă te lași, știi că unii oameni ajung unde sunt din coincidență. Alții pentru că coincidență, dacă nu-ți plăcea să stai în compania noastră, că suntem proști, cum afirmi tu și cum ai afirmat săptămâna trecută, nu era aici. N-are nicio treabă, scopul meu este să te gândim pe treabă. Dacă te crezi o femeie foarte deșteaptă și că ce mă interesează pe mine. Dacă asta înseamnă aici să ieși, ești, da, dacă te afli aici, să înțeleg că tu în acest moment faci un efort să-i suporți pentru a ajunge la scopul final, da. Și anume acela de a câștiga competiția. Da, banii sunt mai importanti, foamea de bani e mai importantă. Maria, fii atentă, fac pariu pe ființa mea, pe pariurile, te rog, Maria, tu niciodată, în viața asta, nu o să câștigi nicio finală, în niciun sezon, la emisiunea asta. Te ai cuvântul meu de onoare. Bine. Domnișoara Cristina. Da. Alexandra, ești pe drumul cel bun. Bine, pe drumul cel bun. Dar, fiindcă a plecat Madalina, că altfel n-avea nicio șansă. Dar tu... N-a plecat Madalina, știi tu, mă. Maria se va păca cu Marinescu pentru că putem observa încă nu e apărarea oamenilor lui Marinescu. Lui Lucian, lui Alex, de ce le-i apărarea mereu Maria? Oh. Păi încă e apărarea săgeților. Adică să te îndrezi noastră el. Atacă toată lumea în această casă și nu înțeleg de ce. Eu afirmație. Uitați-vă la ei, sunt bărbat, mă, eu sunt femeie. Păi și când așa toată ziua nu mai ești femeie, ia puiule. După că ai probleme. Ai gata, gata. Te rog, te rog. În ultima perioadă am discutat că noi am fi o brigadă, că nu știu ce. Măcar noi ne luăm apărare pe față. În schimb, ei niciodată nu o să vină să fie aici imparțial. Niciodată, pentru că s-a demonstrat de foarte multe ori în ultima perioadă că fiecare dreptate Mariana, omul ăsta, fie că nu are. Generaliza. Nu, Seia, tu nu ești inclusă în această categorie. Da? Da. Care ei? Poftim? Care ei? Persoanele din... Care? Dă nume! Dar le-am spus eu! Se știu, se simt! Dar le-am spus eu! Se simte nimeni! Dar le-am spus eu, cu gura mea le-am încercuit mai devreme, nu trebuie să le mai luăm. A, sunt aceleași! Le-am încercuit eu, fiindcă persoanele astea, oficial, au boală pe mine, rău de tot! Și dacă iau și cecul, ferească Dumnezeu. Nu, doamna Cristina, cum o să fie? Cristia Comănici are boală pe mine. A, da, și cu scaunul mine. M-a căutat adus. Lasă, Maria, că tu dacă e să o luăm așa, ai boală pe toată lumea. Nu închide gura în fața ta niciodată. Închide gura. Nu vă mai apropiați una de cealaltă, fetele Romeo. Hai, du-te la loc, domnișoara Cristina, eu nu înțeleg de cât timp să mai permită acestei femei să vină mereu să-mi închidă gura. Dar cine-i Silia? Doamna Cristina, am început să vorbesc. Deci cu toții, doamna Cristina, am început să vorbesc. M-a trimis versele frustratelor. A început găina asta să cot-codăcească și nu înțeleg de cât timp. Bine, bine, păi, ieși femeie, ieși. Păi, ai ieșit de vreo 10 ore astăzi. Puteși caută-ți ouăle. Ai ieșit odată. Puteși caută-ți ouăle. Spuneai despre Maria că n-ar putea să câștige premiul acestei competiții. Corect. Premiul cel mare. Dar Marinescu, fostul ei iubit, ar putea? Domnișoara Cristina, contează foarte mult de cum se va comporta de acum încolo. Momentan are o șansă destul de bună. N-am cum, că sunt omul publicului. Tu ești omul. Omule, nu, hai să spun un lucru. Tu ești omul emisiunii. La cum stau lucrurile în momentul de față? M-am trezit din somn azi. La cum stau lucrurile în momentul de față? Da, îți dau credit și am dat și Alexandrei, care are șanse. Am spus de ce ar avea Alexandra șanse, fiindcă a plecat Madalina, dacă așa este și va pleca, are șansele cele mai mari în momentul de față, iar tu, fiindcă a plecat George. N-au plecat. Aflăm mâine în gala dacă se întâmplă cu cei doi. Dacă se va întâmpla așa și dacă vor pleca. Iar tu, fiindcă a plecat George, că altfel n-aveai nici tu, nici Alexandra șanse. Ce să faci mai? Da, dacă tot vorbim de omul emisiunii, omul publicului și așa mai departe, haideți să trecem și la top. După cum i-am obișnuit pe cei de acasă și după cum știți și voi, cei care nu sunt prezenți în casă nu sunt incluși în top. Așadar, cele mai votate 3 fete în această săptămână sunt... Alexandra. Mulțumesc din suflet, baby.
Bun, am aflat topul în cazul fetelor, acum vom afla și topul în cazul băieților. Evident, în ordine aleatorie, iar având în vedere că George nu este, dacă s-ar fi aflat în top... Alex. A intrat bine Victimescu pe... Bine! Cristian Comănici. Româna, vă pup și vă iubesc! Cristian Marinescu. Vă mulțumesc mult de tot! Bine, dar ultimul, dar da. Și cel din urmă... Așadar, am aflat care este topul, atât în cazul fetelor, cât și în cazul băieților. Mâine ne așteaptă o gală foarte grea. Sper să beți ceai de tei, să fiți relaxați, liniștiți, să vorbiți pe rând, să nu mă mai scoateți din sărite, că nu mai pot nici eu. Cei de acasă, cu siguranță, ne vor aștepta mâine de la ora 16, pentru că vom apărea în fața dumneavoastră în formula aceasta sau plus încă doi, George și Mădă, vom vedea mâine. Dar până atunci vă invit să urmăriți Survivor începând cu ora 20, imediat după noi, acum. Seară bună! Aș dori să aduc niciodată în gală, dar din păcate această săptămână a fost dezastru. Oh, ia uite cum vine! Florile sunt pentru Mariana. Dacă Mariana chiar îl acceptă pe Alex, cum e el așa, păi înseamnă că nu m-ar fi meritat pe mine niciodată. Ești însărcinată? Bă, probabil am... să vorbesc 5 minute pe subiectul ăla. Bă, dar vorbesc cu amândoi odată? Vorbiți voi? Vorbiți voi, hai, vorbiți. Eu zic să te duci un pic la învățământul gimnazial, da? Pentru că tu nu ai cum să ne dai nouă, inclusiv mie, să ne dai tu nouă lecții de educație civică. Aici stătea și era bombardieră și acum se gândește, mamă, uite ce a zis Codruț. Tu te numești un bărbat asumat? Da! Da? Păi dacă l-am făcut mă acum de așa... Nu ești absolut deloc! Ai spus că ai făcut pentru Mariana, nu pentru mine. Acum l-ai făcut pentru mine, acum ți-ai credit. Păi dacă ți-ai credit, îți dau credit și îți mai dau opa. Aici, mă face de potul ăsta, sărăcia asta, bazarul ăsta. Fetele vor vota un băiat pe care nu-l mai doresc aici în casă, iar băieții vor vota o fată pe care își doresc să o trimită acasă. Face anumite gesturi necontrolate pentru nimic și are anumite reacții. Cred că el vrea să-și facă, în adevăratul sens al cuvântului, o relație în această casă. Concurentul favorit al acestei săptămâni, cel care va încasa acest șec în valoare de 1500 de euro și va fi liderul suprem al casei Puterea Dragostei săptămâna următoare, este... Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.